Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Foarte interesant ce se întâmplă în Europa cu vaccinarea. Sunt diferențe mari între state în privința atitudinii față de vaccinarea. Și apropo, în Suedia, știți că se discuta mult despre modelul suedez. Modelul suedez, da. Da. Cei care erau împotriva restricțiilor sau măsurilor de protecție invocau modelul suedez. Uite, domne, în Suedia, de ce nu facem ca suedezii? În Suedia, 70% din populație are acum măcar o doză. În Franța, centrele de vaccinare sunt luate cu asalt, după ce președintele Emmanuel Macron a avertizat că ar putea fi introduse restricții pentru cei care nu au certificatele astea digitale europene versus nu știu ce, care să dovedească vaccinarea sau un test negativ la COVID-19. S-au înregistrat 7,5 milioane de conectări la platforma de programări în doar câteva minute. Peste 900.000 de francezi s-au programat la vaccinare luni, un număr de două ori mai mare decât recordul înregistrat la 11 mai. Macron a anunțat că certificatul sanitar necesar pentru a participa la evenimente majore va fi folosit în curând pe o scară mult mai largă, inclusiv ca să intre în restaurante, cinematografe și teatre. Asta iar sunde-i doare, practic, da. Ca să o spunem pe șleau. Dacă ei au cinematografe și teatre multe, vezi? Ce pățesc trebuie să se vaccineze. Certificatul va fi cerut de asemenea în trenurile și avioanele pe distanțe lungi. La începutul lui august, Macron a anunțat totodată că personalul din sănătate, azilele de bătrâni sau cei care lucrează cu persoane vulnerabile vor trebui să se vaccineze obligatoriu începând din septembrie anul acesta sau pleacă acasă. Măsura e similară cu cea adoptată de alte state europene. Grecia, Italia sau Marea Britanie sunt în direcția asta. Acum, rata de vaccinare cu cel puțin o doză în Franța, 56% din populația eligibilă. Crește numărul de infectări cu varianta Delta, care este foarte contagioasă. Mă rog, la noi cam 25% sunt vaccinați. E liniște, vaccinarea nu pare să mai intereseze pe nimeni. Eu cred că la noi o să fie ca la plata impozitelor. Când o să înceapă bubuiala cu Delta, atunci lumea o să-și dea seama, bă, dar ce bine ar fi să mă vaccinez ca să n-ajung la spital intubat. Știi? Cum se face la noi? Câte zile mai sunt până la plata impozitelor? Limită. Mai o săptămână. Că mai e timp. Și în ultima zi, cozi monumentale și lumea nebunită, furioasă. Băi, dar așa, asta e organizare, cum e posibil să fie așa ceva? Asta că eu mă vaccinez pe ghiseu.ro. Da, problema e cu vaccinarea, că îți trebuie totuși după aia. Adică prima doză, a doua doză, asta în cazul în care nu faci Johnson & Johnson, și îți mai trebuie ceva timp ca să atingi totuși o imunitate rezonabilă. Așa că în momentul în care o să bubuie Delta și în România, înghesuiala o să fie cam tardivă. Adică pentru mulți, vaccinul ăla nu o să ajute prea mult în primele câteva săptămâni și de-abia după aceea. Da, asta este situația. În Germania însă, unde de asemenea ritmul vaccinării a încetinit dramatic, au fost respinse recent mai multe propuneri privind obligativitatea vaccinării anumitor categorii profesionale, ca în Franța sau Italia, și a fost respinsă chiar și ideea unei amenzi mai degrabă simbolice, de 25-30 de euro, pentru cei care nu mai vin la a doua doză de vaccin, deși au programare. Apropo, rata de vaccinare cu cel puțin o doză în Germania este de aproape 58%. Eu am senzația că noi, vezi, dacă avem președinte neamț, acum adoptăm modelul german. De unde până acum era Franța, sora noastră mai mare, să facem... A trecut ziua Franței, gata. Da. Rămâne, ne întoarcem la Germania. Numai domnul Iliescu voia o democrație originală tip rusesc aici. Noroc că am scăpat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.